oficialitățile care sunt alături de noi în seara asta. Vorbim de domnul prefect Sorin Cornilă, domnul Marius Budăi, doamna deputat Uțuma Alexandra. O cunoștem pe Uțuma mai bine, pe Uțuma. Și echipa dumneavoastră care este alături de noi. Domnul... Da. Invite echipa pe scenă. Haideți toți care sunteți cu noi să salutăm pe locuitorii comunii Stăuceni. Dau cuvântul domnului prefect să adreseze câteva cuvinte. Domnule primar, dragi locuitori ai comunii Stăuceni, bine v-am găsit. Îmi face o mare plăcere să-mi fac bucuria sărbătorii cu dumneavoastră în această seară. Domnule primar, mulțumesc pentru invitație și pentru faptul că ați organizat acest spectacol minunat pentru locuitorii comunii Stăuceni. Așa cum bine știți, vă asigur de sprijinul meu al instituției prefectului și a echipei liberale care este aici cu mine în proiectele care le aveți dumneavoastră. Multă sănătate tuturor și o seară frumoasă și petrecere frumoasă. Da, dăm cuvântul domnului ministru Marius Budăi. Am microfonul meu de acasă, domnule primar. Dragă Cosmin, nu știu de vreo 25 de ani. Mulțumesc frumos în primul rând pentru invitație. Vreau să vă doresc tuturor în numele echipei social-democrate de astă dată un la mulți ani pentru comuna Stăuceni, o sărbătoare a Domnului Maicii Domnului cu credință în suflet și cu multă liniște. Să vă transmit personal și salutul conțărancei, concetățenei, locuitoarei dumneavoastră, președinta Consiliului Județean Doina Federovici, și suntem aici doar să vă arătăm respectul nostru și să vă dorim o seară minunată și multă, multă sănătate și distracție frumoasă în continuare. Dăm cuvântul doamnei deputat Luțu Alexandra. Bună seara, stimați locuitori ai comunei Stăuceni, domnule primar, domnule ministru, domnule prefect, stimați colegi, domnule consilier de stat, bine vă regăsim aici la Stăuceni. Mă bucur să văd atâta lume. E clar lucru, astfel de evenimente trebuie să aibă loc în satul românesc, pentru că satul românesc, așa cum îl știm, este plin de provocări, dar totodată și de adrenalina pe care ne-o dau aceste preocupări foarte diversificate pe care un om trebuie să le facă de dimineață până seară. Iată că într-o zi de mare sărbătoare creștin-ortodoxă se organizează astfel de evenimente la care țăranul român, pentru că asta este cel care locuiește în mediul rural, are parte de momente de relaxare, un moment de repaus de la munca de zi cu zi. Vă urez și eu, alături de toți colegii mei care ocupă în acest prezent, în acest moment, poziții publice, și vă asigurăm că oriunde ne-am afla, gândurile noastre și tot ceea ce facem în pozițiile pe care le ocupăm cu sprijinul dumneavoastră, prin voturile dumneavoastră, se rezumă la a face bine în acest județ și la a dezvolta acest județ care are în fruntea acestei dezvoltări pe doamna președintă Doina Federovici, sub conducerea căreia, trebuie să recunoaștem cu toții, județul Botoșani, inclusiv localitatea Stăuceni, a cunoscut cel mai mare și cel mai accelerat ritm de dezvoltare din ultimii ani. Să ne dea Dumnezeu sănătate tuturor, să aveți multe, multe bucurii alături de cei dragi, iar la anul poate ne revedem și mai mulți și cu mai multă voie bună. Mă înclin. Multă sănătate! Mulțumim! Dăm cuvântul domnului inspector general Bogdan Sudușu, inspector general școlar. Domnule primar, stimați locuitori ai comunei Stăuceni, în primul rând vreau să vă felicit, domnule primar, pentru faptul că sunteți alături de sistemul de educație din comuna Stăuceni și investiți permanent în educația copiilor din această localitate.
și nu în ultimul rând pentru administrația de calitate pe care o faceți în această localitate. Vă felicit și să vă dea Dumnezeu multă, multă sănătate și multe, multe mandate. Felicitări! Și în continuare dăm cuvântul domnului Dorin Vitali, directorul ansamblului Rapsozii Moldovei.